Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial aici pe blacktvideo.ro. Vom continua mini-seria noastră de tutoriale destinate instalării programelor necesare pe calculatorul nostru. Data trecută am învățat cum să instalăm browserul Firefox, care ne va ajuta la navigarea pe internet pentru a nu folosi browserul implicit Internet Explorer. Continuăm cu al doilea, cel mai important program pe care trebuie să-l avem pe calculator, și anume un antivirus. La capitolul antivirus există foarte multe păreri, există destul de multe variante, destul de mulți antivirus pe piață, atât gratuiți cât și comerciali. Fiindcă îmi doresc să vă arăt softuri gratuite, și pe cât posibil softuri libere, nu voi opta pentru o soluție comercială, nici măcar pentru o soluție demo sau ceva de genul acesta, fiindcă trebuie să avem o protecție continuă, nu o protecție care să expire după 30 de zile sau ceva de genul acesta. La capitolul antivirus gratuiți nu sunt foarte multe opțiuni, nu sunt foarte multe variante din care putem să alegem. Eu am ales Clam AV, Clam Antivirus. Este un antivirus care vine din lumea Unix, Linux. Este popular în lumea serverelor de mail și nu numai. Este un antivirus foarte bun, foarte eficient. Singurul minus pe care să zic că îl are din punctul unora de vedere, deși nu este și din punctul meu de vedere, este faptul că nu are o interfață foarte stufoasă, care să-ți dea foarte multe opțiuni. Nu este nici foarte bine cunoscut de multă lume care nu a configurat servere sau care nu prea a intrat în lumea Linux-ului. Acest antivirus nu are o interfață grafică el însuși. Cei de la Imunet au creat o interfață pentru el și au dezvoltat o soluție antivirus gratuită. Înainte de a începe instalarea acestui antivirus, trebuie să precizăm un lucru foarte, foarte important, pe care nu știu câți dintre voi cunosc. Nu contează ce fel de antivirus, sau mai bine zis, contează mai puțin ce fel de antivirus aveți, dacă mai aveți sau nu un firewall, dacă mai aveți sau nu un anti-spyware. Contează mai puțin marca acestor softuri, firma producătoare și așa mai departe. Trebuie să aveți în vedere faptul că, indiferent cât de bun este un antivirus, el nu va reprezenta niciodată o soluție perfectă care să vă apere de orice fel de virus, în orice situație, de orice fel de situații neplăcute, de probleme care pot apărea cu anumite aplicații malware, spyware sau de altă natură. Nu există soluții magice, soluții perfecte și cel mai util este să învățăm să lucrăm cum trebuie cu calculatorul. Asta înseamnă să învățăm să avem grijă ce descărcăm de pe internet, cum descărcăm, unde descărcăm, pe ce dăm click, pe ce nu dăm click, care sunt website-urile care ne pot provoca probleme, care sunt website-urile în regulă și așa mai departe. Eu personal folosesc acest Imunet de destul de multă vreme, de câțiva ani deja. Nu am absolut nicio altă soluție instalată pe calculatorul meu. Mai rulează doar acel firewall al Windows-ului, care este un soft standard venit odată cu sistemul de operare. Și pot spune că nu am avut absolut niciun fel de problemă. Și navighez zilnic pe internet, descarc destul de multe fișiere, atât de la lucru cât și pur și simplu de pe diverse website-uri, și executabile și alte tipuri de fișiere. N-am avut niciodată probleme să mi se viruseze calculatorul și să trebuiască să rezolv această problemă printr-o reinstalare a sistemului de operare sau alte tehnici mai complicate și mai anevoioase. În schimb, știu destul de mulți oameni care, chiar dacă și-au instalat Bitdefender, Node32 sau alte softuri, alți antivirus performanți, acest lucru a fost aproape inutil, fiindcă la un moment dat tot și-au virusat calculatorul, tot au avut probleme și asta e cea mai simplă explicație pe care pot să vă dau, cel mai bun argument pentru a explica faptul că nu contează atât de mult marca antivirusului, cât contează utilizatorul care folosește calculatorul respectiv. Bun, după cum am spus, vom instala acest Imunet. Pentru acest lucru vom deschide un browser, vom merge la adresa clamav.net și aici
în partea din mijloc, vom avea Windows Antivirus Immunet 3.0 Powered by Clam AV și un buton albastru de download. Vom da click pe acel download, vom salva kitul de instalare undeva în calculatorul nostru și în momentul în care s-a descărcat, îl vom rula. Ne va întreba în ce limbă dorim să efectuăm instalarea. O să selectez engleză, fiindcă aceasta este valoarea inițială. Se vor descărca de pe internet fișierele necesare. Vom vedea că în prealabil el face o detecție a platformei pe care rulăm kitul. Eu am Windows 7 pe 64 de bit și mi-a detectat acea platformă X64 și avem două variante. Acest antivirus există și în variantă premium, să spunem, care la ei se numește Plus Trial, variantă Plus de fapt. Nouă ne dă posibilitatea instalării unui trial, unui demo a acestei variante Plus, care are niște beneficii suplimentare. Noi vom alege varianta Free, deoarece vom vrea protecție permanentă, fără dată de expirare. Și vom da click pe butonul Next. Eu voi vrea să schimb calea de instalare, voi puteți să o lăsați aceeași dacă doriți și voi debifa Submit Suspicious Files for Analysis, deoarece nu voi vrea ca antivirusul să-l trimită vreun fișier suspect pentru o analiză, nu voi vrea niciun fișier să iasă din calculatorul meu și să ajungă în altă parte. Voi da click pe butonul Install. Prezent se va instala acest antivirus, se va termina destul de repede și în acest moment îl vom avea instalat pe calculator. Ne va arăta și un banner în partea dreaptă, deoarece este varianta gratuită. Ne va afișa tot timpul un banner prin care ne va invita să cumpărăm varianta premium, dar având în vedere că nu prea o să intrăm în acest program, putem să ignorăm bannerul acela fără probleme. Vom intra la settings pentru a face niște configurări. Avem setare pentru monitorizarea instalării anumitor programe. O lăsăm pe on. Monitorizarea rulării anumitor programe. O lăsăm de asemenea pe on. Blocking mode. Putem să-l activăm dacă dorim să se blocheze un anumit program în momentul în care se detectează o problemă cu el. Sau în momentul în care nu se cunoaște absolut nicio informație despre el, se va bloca rularea lui până când se va determina dacă este în regulă sau nu. De asemenea, mai avem o opțiune pentru monitorizarea conexiunilor de internet, pe care o putem activa. Eu o să le las dezactivate. Mai jos avem două metode de detecție, două motoare de detecție a problemelor, Ethos și Spero. Le lăsăm activate, bineînțeles. Și avem acel Clam AV, Clam Antivirus, care este dezactivat, din păcate, și noi va trebui să-l activăm. Inclusiv update-urile automate ale definițiilor de virus vom vrea să fie activate pentru a se actualiza în mod automat baza de date de virus. Mai jos avem comportamentul de carantină, sau mai bine zis, ce să facă Immunet în momentul în care descoperă o problemă. În mod normal, el ia o decizie în mod automat, dar noi, eu cel puțin, nu o să vreau să o iau automat și o să bifez Ask Me. O să dau click pe acele butoane pentru a mă întreba Immunet ce vreau să fac de fiecare dată. Mai jos vom merge la secțiunea Scan Settings, unde o să activăm Scan Archive Files, fiindcă vom vrea să ne scaneze și arhivele. Momentan eu o să o las dezactivată. Și cam acestea sunt toate setările pe care trebuie să le facem. Vom da click pe butonul Apply și pe Close. Și în momentul de față avem un antivirus instalat și funcțional, bun pentru a descoperi eventuale probleme de virus care pot apărea. Și pentru a vă face o mică demonstrație, să vă arăt că acest antivirus, deși este gratis și mai puțin cunoscut, chiar funcționează, o să scanez un folder care știu că are niște probleme, l-am păstrat în mod special, și după cum vedem, Immunetul ne avertizează în acea privință și ne spune că există o problemă cu un anumit fișier, în cazul de față drpu-pcdm-advdemo.exe, în care a detectat Win32, Key, Keylogger, 16K și așa mai departe. Acela este numele virusului. El a detectat 5 probleme și în acea fereastră mică putem să le vedem pe toate. Avem două săgețele înainte, înapoi, în care putem să navigăm printre probleme. Și la fiecare problemă avem posibilitatea să repunem
fișierul din carantină înapoi unde a fost el, fiindcă imunetul a pus în carantină în mod automat acel fișier. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne revedem cu bine la următorul tutorial.